Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, 25 septembrie 2014, o ediție specială și dragă mie totodată, pentru că în urmă cu un an de zile, nu știu dacă fix un an, dar cam un an și un pic, l-am cunoscut pe domnul Costache, care a venit aici în emisiunea noastră și ne-a... Pe mine m-a surprins foarte plăcut cu ceea ce avea de spus, cu ceea ce a scris și cu ceea ce avea să ne prezinte. Activitatea domniei sale în domeniul scrisului nu s-a lăsat deoparte, nu a lăsat-o deoparte. În această dimineață este alături de noi, eu mă grăbesc să-l salut. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Dacă ați venit încoace, asta înseamnă că nu ați venit cu mâna goală și nu mă refer la obiectele de recuzită care reprezintă sau îl reprezintă pe un marinar. Ați venit cu noi cărți. Pentru mine a fost o foarte mare surpriză în momentul în care am hotărât că vom avea această emisiune. Mi-ați trimis primul volum dintr-o trilogie. Știți dumneavoastră, acum se poartă modelul ăsta de tip saga, de la Războiul Stelelor încoace. Numai că ei au făcut așa, întâi volumul 4, 5, 6, le-au zăpăcit așa puțin. Drept pentru care se poartă. Bun, mai sunt și situații nefericite. Că a fost așa, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ales din altă poveste. Dar sunt și lucruri care sunt foarte interesante și pentru cei care ați văzut emisiunea cu un an de zile, vă aduc aminte că domnul Constantin Costache a venit aici alături de noi și ne-a povestit foarte multe lucruri interesante, inclusiv din domeniul politicului, din prisma a ceea ce știe domnia sa, pentru că e președintele țării, e marinare de cursă lungă, și conduce țara asta. Domnul Constantin Costache, tot așa, marinar, cursă lungă, mai mult decât atât, scrie cărți. Și o să vedeți dumneavoastră ce titluri interesante sunt pentru cărțile, pentru noua serie, ca să spun așa, pentru această sagă, pentru această trilogie. Da, toate la timpul lor. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi! Bună dimineața, încă o dată, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, după ce anul trecut am venit și am prezentat cartea Mayday, pe care o să o vedeți aici, am decis să vin exact la un an de zile la dumneavoastră cu cartea, primul volum din trilogia Urme pe oglinda apii. Numai că am avut șansa să reușesc un pic de noroc. Da, am avut șansa să reușesc să termin volumul 2 și editura să mă ajute să-l scoatem foarte repede și atunci am decis să vin și cu volumul 2. Deci la dumneavoastră prezint acum atât volumul 1 cât și volumul 2. Rămâne doar volumul 3 care este în lucru și din care am terminat aproape o treime, poate chiar mai mult de o treime, și care probabil va fi gata undeva în luna februarie-martie anului viitor. Dacă volumul întâi, Umbre pe oglinda apei, Urme pe oglinda apei, are așa titlul, mai e cum mai e, dar volumul 2, ascultați dumneavoastră cum se intitulează. Da, deci cele trei cărți ale trilogiei au titlul general Urme pe oglinda apei, iar fiecare volum are un subtitlu. Subtitlul volumului 1 este Să mori făcând orice să scap din comunism. Subtitlul volumul 2 este Banii securității, iar subtitlul volumului 3 este Destrămarea Imperiului Minciunii. Probabil că titlurile sunt suficient de sugestive. Am adepte că... dacă discutăm de literatură, de literatură science fiction. De... Da. Cred că singurul volum la care lumea își poate pune un pic întrebare de ce am ales acest titlu este primul volum, care are un titlu puțin paradoxal. Să mori făcând orice să scap din comunism, când este vorba despre marinari. Marinarii știe toată lumea foarte bine că ar fi putut oricând să părăsească țara fără niciun fel de opreliște. Singura chestiune era să obțină acel aviz de navigabilitate, după care în momentul în care se aflau în străinătate, oricând puteau scoboare după vapor să nu se mai întorceau înapoi.
Tocmai de aceea am ales acest titlu, pentru că am spus eu, toată lumea se va întreba, domnule, de ce a trebuit să moară un marinar ca să scape din comunism? De fapt, cel care a murit, n-a murit ca să scape el din comunism, pentru că el ar fi putut o face oricând. Problema era că nu putea, știți, după cum era politica lui Ceaușescu, nu putea să iasă împreună cu familie. Și atunci el a acceptat o misiune ingrată pentru el, care l-a dus și la moarte până la urmă, ca să poată să plece împreună cu familie. Că aici era întrebarea mea, totuși, spuneți dumneavoastră, era simplu, coborau pur și simplu din vapor și gata. Problema era că mai aveai ceva acasă. De regulă pe marinari nu-i lăsau să plece până nu aveau întemeiat o familie. Deci asta este ceea ce era și... Era o strategie. Asta este ceea ce și spun eu în carte vis-a-vis de regimul comunist și de Ceaușescu. Era chiar, cum să spun, o politică de stat. Deci nu putea nimeni pleca în voiaj dacă nu-i rămânea cineva acasă, un cârlig acasă. Da? Ori, la un moment dat, devoalez puțin din acțiunea cărții, la un moment dat acest om a făcut o înțelegere cu securitatea să transporte afară un pachet, dar a pus condiția ca familia lui să fie lăsată să plece din țară cu pașaport. Da? Deci pașaport care ar trebui semnat, ștampilat, tot și să iasă în mod normal, legal. Vă dați seama că niciodată nu s-ar fi putut pune problema că securitatea nu poate să aranjeze așa ceva. Numai că fiind politică de stat, totul trebuie aprobat de Ceaușescu. Și în momentul în care s-au dus la aprobare la Ceaușescu, Ceaușescu a spus nu. Da, depinde cum l-a prins. L-a prins într-o toană mai așa. Când da, l-a prins într-o toană mai bună, am mai și câștigat. Ei, așa spune în roman. Aș vrea să fac precizarea. Bun, acum știți cum e. Nici nu vreau să ne povestiți romanul. Nu. Aș vrea să fac doar precizarea că această carte nu este o carte documentară. Deci nu este o carte în care lumea să se aștepte, domnule, știți, Cutărescu a furat banii securității, uite actul cu tare, uite actul cu tare. Nu, este o carte de ficțiune. Pune o problemă. Cum ar fi putut fi furați banii securității? Iar personajele sunt absolut imaginare. Personajele, dar firul epic, cred că are, îndrăznesc să spun, undeva așa, o proporție 90% adevăr. Nu, aș vrea să vă spun că este un experiment pe care îl fac eu acum și care sper să placă. Deci este o carte care, din punct de vedere istoric, al momentelor importante istorice, respectă istoria, dar nu acțiunea. Deci acțiunea nu are absolut nimic comun cu istoria, să respecte istoria în ceea ce privește, spre exemplu, zilele când a avut loc revoluția, zilele când s-a instaurat nou regim, zilele, înțelegeți? Deci toate se respectă. Am avut foarte mare grijă să nu cumva să greșesc, luat de ficțiune, să greșesc aceste momente care sunt repere. Deci cartea, de fapt, să vrea ofresc a societății românești dinainte de revoluție cu câteva luni și până în zilele noastre. Dar este o frescă văzută prin ochii unui marinar. Lucru care este din nou o noutate în literatura română. În regulă. Știți topicul, ați mai fost la noi în emisiune, să trebuiască să intrăm un pic și în articolele din presa locală de astăzi, dar înainte de toate astea aș vrea să vă rog să le spunem și telespectatorilor care n-au văzut emisiunea de acum un an de zile, cine este Constantin Costache. Da, deci... Unde s-a născut, de ce? Nu o să vorbesc la persoana a treia, o să vorbesc la persoana a întâi. Deci m-am născut undeva într-un sat din Dobrogea care pe vremea când m-am născut eu se numea Congaz. Astăzi se cheamă Rândunica și o să revin la biografie, dar aș vrea să vă spun în câteva cuvinte istoria asta, cum de a ajuns satul să se cheme Rândunica. Nu, pentru că, mine era foarte interesant cum s-a numit Congaz, adică... Pentru că Congaz este un nume bulgăresc, deci a fost un sat de bulgari. În momentul în care a fost acel schimb de populație între Durostor și Dobrogea, locuitorii noștri, românii noștri din Durostor s-au mutat în satul ăsta, iar cei de aici s-au mutat într-un sat din Durostor. Numele i-a rămas Congaz până când autoritățile comuniste
au decis că două comune alăturate trebuiau să primească nume noi, pentru că nu puteau să stea cu numele bulgărești. A noastră se numea Congaz, iar cealaltă se numea Hagelar. Cred că Hagelar era nume turcesc. Dacă... Și atunci au luat această decizie, să schimbe de nume românești. Și pentru că în Hagelar erau oameni care nu erau înscriși în CAP, ciobani care aveau oi, care macedoni în general, atunci autoritățile comuniste au spus așa, domnule, la Hagelar sunt oameni puturoși din punctul lor de vedere, dar care erau foarte bogați față de cei din Rândunica, dar erau considerați puturoși pentru că nu se înscriau în CAP. Și au spus... Nu munceau pentru ei. Exact, au spus cei din Rândunica muncesc, iar cei din Hagelar profită de munca lor, adică ca o Rândunică și un Lăstun. Și au zis Rândunica unui sat și Lăstun la celălalt. Deși lucrurile stăteau exact pe dos. Cei, după, adică, după înțelegerea noastră actuală, după ceea ce realiza omul, pentru că cei care munceau în colectiv aveau 3 lei la ziua de muncă și mai primeau 2 kg de grâu, iar ceilalți aveau oi, aveau nu știu ce și erau la 100 de oi, vă dați seama. Erau avuți decât ceilalți. Așa, să merg mai departe. Deci m-am născut în 1957 în acest sătuc. Am învățat în acest sătuc, am crescut și am învățat în acest sătuc până la vârsta de 12 ani, când în viața mea s-a întâmplat un eveniment pe care noi îl considerăm fericit. S-a căsătorit sora mea mai mare. Și atunci s-a pus problema că trebuie să mă duc să stau cu sora mai mare, pentru că soțul ei abia pleca în armată. Și m-am mutat la Galați. Am făcut școala generală, am terminat școala generală la Galați, apoi am făcut liceul la Galați. Numai că în ultimul an de liceu, de fapt un pic mai înainte de ultimul an, am început eu în penultimul an să-mi pun niște probleme. Așa, eu făceam liceul de construcții navale. Și am mers prin șantier, am văzut ce se întâmplă acolo, îmi plăceau foarte tare vapoarele, făceam vapoare miniaturi, am ajuns chiar campion național. Dar am stat... Nu săriți așa ușor peste... Am stat și m-am gândit, domnule, de ce să fac eu vapoare și să le strice alții? Ce ar fi să-i las pe alții să le facă, adică colegii mei de liceu, iar eu să mă orientez către navigație? Între ghilimele, să stric vapoarele, deci să le exploatez. Și așa am ajuns la Institutul de Marină, pentru că eram îndrăgostit și de vapoare, dar și de mare. Am terminat Institutul de Marină prin 1981, după care am început să navig. Am navigat până în 1992. În 1992 am renunțat voluntar la navigație în favoarea business-ului cu nave. Trebuie să spun că am început business să scriu... Business cu nave, explicați ce, că dacă nu... Exploatare nave, exploatare. Exploatare. Nave. Da, o să intru puțin în detalii mai încolo. Vă rog. Am început să scriu undeva în 1985, adică să public descris, scriam și mai înainte, în 1985... Atunci v-a remarcat domnul Alex Ștefănescu. Domnul Alex Ștefănescu cred că în 86. În 85-86, pe da, aici. Da, da. După ce, eu știu, am început să public, a venit și confirmarea, așa cum ați spus, cea mai frumoasă confirmare a fost din partea domnului Alex Ștefănescu. La vremea respectivă a fost... Care mi-aș permite să citesc cuvintele dumnealui, care a spus așa, în momentul când apar aceste rânduri, se află undeva departe, pe una din mările lumii. Înainte de a pleca în larg, mi-a dat un telefon din Galați și m-a rugat, în cazul în care va debuta, să-i păstrez câteva exemplare din revistă. Îi le păstrez și aștept să-mi trimită în continuare proză scrisă în același stil energic, bărbătesc, care amintește de Jack London și alți lupi de mare ai literaturii. Da, frumos, mai ales dacă vine din partea unui deci vă dați seama carte, la vârsta aia, da, iar eu atunci aveam doar 26 de ani și mi se părea că toată lumea se învârte în jurul meu de fericire când am citit aceste cuvinte și când au mai fost și alte povești. Știți cum e vorba aia? Eu le mai explic multora dintre prietenii mei. Sunt anumite, spre exemplu, cum e un meci de fotbal, da? Un meci de fotbal fără acea pregătire de dinainte și fără acea sărbătoare sau acele comentarii de după,
nu rămâne altceva decât o perioadă de 90 de minute în care unii au bătut mingea. Ei, în momentul în care se combină cu toate aceste lucruri, cu perioada de dinainte, cu perioada de după, și cu multă pasiune pusă de jucători, discutăm de un este tot, ceva de un extraordinar, întreg. Da. Așa și în cazul nostru, adică ați avut acea inspirație. A apărut acel text frumos pe care Alex Ștefănescu, la vremea respectivă, l-a admirat foarte mult. L-a tratat ca atare. V-a dat un impuls, toată lumea era... Dacă nu erați atunci bucuros, așa atunci este, când? Așa este. Deci întotdeauna și trebuie să ne învățăm... Să ne și bucurăm de evenimentele. Da, și trebuie să învățăm în ceea ce îi privește pe tinerii noștri. Toți au nevoie de confirmări. Deci un om care nu are o confirmare a unui lucru pe care știe sau poate să-l facă, nu va merge mai departe cu aceeași bucurie cu care merge dacă are acea confirmare. Ca să nu mai putem, ca să nu mai spunem că poate fi stăpânit de neîncredere. Sigur, sigur. I se dă foarte multă încredere tânărului și pornește cu totul și cu totul. Înseamnă că ați avut noroc altfel cu domnul Ștefănescu în 86. Categoric. Și nu numai cu dumnealui, deci eu în general consider vorbesc că... Vorbesc de domnul Ștefănescu pentru că este ceva în dal nostru. Da, da, da. Eu consider că am avut noroc așa, în general, în traseul meu prin viață. Pot să vă spun că primul scriitor care a citit ceva scris de mine a fost Ilie Tănăsache, scriitor gălățean, și la fel am avut un moment extraordinar de emoționant în ceea ce îl privește și culmea este că atunci când m-a rugat să-i citesc ceva, eu am ales cea mai scurtă scrierea mea de la momentul ăla, dar care simțeam eu că atunci când am făcut-o, am făcut-o cu foarte multă forță și că a ieșit foarte bine. Și în momentul în care am terminat de citit cele trei pagini, vreau să vă spun că s-a ridicat de la birou și a spus: dă-mi voie să te pup. Este un lucru extraordinar. Acum te duci, o dactilografiezi, o pui în plicuri și o trimiți la revistele literare. Eu am crezut că e o glumă. S-a uitat la mine așa și a spus: nu glumesc, dă-i drumul imediat, pentru că o să vezi că îți va fi recunoscută imediat. Știți ce scriere era? Cea pe care a remarcat-o și domnul Alex Ștefănescu. Bun, da, deci a avut dreptate și domnul Tănăsache, dumnealui a ales-o, dumnealui a spus: domnule, este nemaipomenită. Așa, au fost în viața mea, au fost niște întâmplări care s-au pus cap la cap și care m-au ajutat în devenirea asta. Poate cu 3 ani înainte nici nu mă gândeam eu că voi deveni vreodată scriitor. V-am zis, scriam pentru mine, pentru sufletul meu, așa. Mai țineam un fel de jurnal, să zicem, mie îmi plăcea foarte tare să citesc și să scot citate, să nu știu ce, și acolo mai scriam și considerațiile mele alături de citatele pe care le scoteam. Dar s-a întâmplat ca cineva să citească acele considerații, să spună: domnule, merită, e bine ce faci, da, ești talentat. Și când cineva spune, ai un talent într-o direcție, te focusezi. Totuși, eu am o problemă. Personal prețuiesc foarte mult cartea. Mărturisesc de asemenea că îmi găsesc scuze. Dom'le, nu mai am timp să citesc pe cât mi-aș dori. Cum mai este cartea în ziua de astăzi? Sau a ajuns să fie mult prea elitistă? Nu, eu aș vrea să vă spun ceva. Nu cartea este elitistă. Noi am devenit comozi. În ce sens? Ce mai comod și mai frumos decât să te așezi cu o carte în mână și să te citești? O să vă povestesc. O să vă povestesc. Și să știți că eu am realizat lucrul ăsta chiar pe vremea lui Ceaușescu, când noi citeam geamantane de cărți, spre deosebire de alții. Da. Deci pentru că nu aveam televiziune, pentru că nu aveam mass media. Dar nici acum pe apă nu este prea multă televiziune. Da, dar vreau să spun că în România, în general, se citea foarte mult. Și aș vrea să vă povestesc o întâmplare din Belgia. S-a întâmplat, eram cu nava acolo și am nimerit chiar de Crăciun. Eu eram de serviciu la navă și a venit o mașină cu 3 delegați care să ne invite pe cei care putem să mergem să sărbătorim Crăciunul împreună cu marinari din toată lumea la Clubul Marinarilor din Anver, care este unul dintre cele mai frumoase și mai mari cluburi ale marinarilor din lume și cu oamenii cei mai dedicați, deci care într-adevăr fac ceva pentru ca marinarul acolo să se simtă bine. Știm noi așa din emisiunile astea în care tot îi dau în cap
lui Băse, că el a fost acolo la Anver atașat. Da, da, e, nu, era într-o altă perioadă. Da, el a fost reprezentantul flotei românești în Anver. Da, deci, deci Anver era un port de... Dar e unul dintre cele mai importante puncte din lume. Nu, dar pentru flota română era unul dintre porturile în care mergeau cele mai multe vapoare românești. Deci un port de tranzit, exact, un port de tranzit unde, de unde se luau mărfuri pentru toată lumea. Pentru înțeles. Că ăsta era rolul lui atunci. Apoi rolul s-a mutat puțin pe Rotterdam și s-a mutat puțin și din greșeala autorităților belgiene, dar asta este altă poveste. Să continui povestea cu acel Crăciun. Inițial am spus că nu pot să merg pentru că sunt de serviciu. M-au întrebat la ce oră ies din serviciu și am spus, fac o mică paranteză, această petrecere ar fi trebuit să înceapă la ora 18. Eu am spus că ies la ora 19 din serviciu și că sub nicio formă n-am cum să ajung. Era destul de departe Clubul Marinarilor. S-au oferit să-mi trimit o mașină. Eu am rămas foarte surprins că mie, la vremea aia pot să vă spun că eram ofițer 2, mie să oferă ei să-mi trimită o mașină. Și în gândul meu spuneam, doamne, cine sunt eu să-mi trimită ăștia o mașină? Oare ce vor ăștia la mine? Da, da, exact, exact. Da, gândeam și la modul ăsta, doamne, ce vor, de fapt, mi-am propus să fiu foarte atent, să nu știu ce, știți cum era pe vremea aia, când aveai voie să umbli decât câte doi și așa mai încolo. În fine, până la urmă, într-adevăr, la ora 19 punct a venit o mașină la scara vaporului, m-a luat. Când am ajuns la Clubul Marinarilor era plin, plin, deci nu mai era absolut niciun loc. Și atunci organizatorii, pentru că au făcut această chestiune, probabil că lor le-a plăcut faptul că eu am spus, domnule, aș veni, dar n-am cum, pentru că ies la 19. Și atunci mi-au păstrat un loc la masa lor, la masa organizatorilor. Și pot să vă spun că erau 19 belgieni și eu. Deci în total eram 20. La o masă. La o masă. Așa cum se întâmplă când stai la o masă, la o masă de asta ovală, așa mare, când stai la o masă, discuți. Da? Și am început să discutăm în dreapta, în stânga, unul cu altul. Bineînțeles că nu știu cum s-a dus discuția, dar s-a dus spre literatură. Da? Și atunci am început să discutăm despre ce am mai citit, ce am văzut, ce am nu știu ce. Când eu am început să vorbesc de Faulkner, de Joyce, de... S-au uitat la mine așa și au spus, domnule, dar dumneata, de unde știi atâtea? O domnișoară așa mai coaptă mi-a spus, domnule, dar ești ca un semizeu. Am spus, hai, nu. Noi umblăm cu multe cărți după noi, citim și cu asta basta. Dar eu eram contrariat de ce sunt ei atât de cum să spun eu, surprinși de faptul că noi știm atâtea. Pentru că în România puteai discuți chestiile astea aproape cu orice om care era un pic interesat să citească. Dar după aceea, în ziua următoare, m-au invitat, au fost încântați de probabil de cum ne-am prezentat acolo la masă și cum am stat, cum ne-am distrat, pentru că vreau să vă spun că atunci am avut surpriza să cineva să danseze dintre belgieni, să danseze jocuri populare românești. Și bineînțeles că am intrat în joc și toată lumea s-a oprit să uita numai la noi cum dansăm jocuri populare românești. A fost o încântare să, pentru mine să fac cunoscute jocurile populare românești în altă parte. Deci am fost invitat la cineva la Bruj. A spus, domnule, plecăm două zile în Bruj. Poți să vii? Cer voie comandantului, dacă mă lasă, nicio problemă. M-am dus la comandant, i-am cerut voie și mi-a dat voie, mi-a spus ok, dacă îți găsești un locuitor să-ți facă cineva serviciu, ești liber, du-te. E, și aici voiam să ajung. În momentul în care am ajuns la Bruj, la casa lor din Bruj, a venit, deci ne-am dus întâi cu, cum să spun eu, cu partea feminină a familiei, mama și o fată, după care a venit și proprietarul. Iar el când a venit, s-a așezat pe un fotoliu în fața unui televizor, da? Lângă fotoliu avea un teanc așa de ziare, erau ziarele din ziua respectivă. A prins televizorul, pe ecran erau 24 de posturi. Da? Se uita și și alegea din când în când câte unul din posturi. Da? Și în timpul ăsta a luat de jos ziare și citea. A făcut chestia asta timp de două ore și ceva până a fost gata masa. Deci ei aveau informație diurnă atât de multă încât nu mai aveau timp să meargă și către cultură, să citească o carte. Ce facem noi acum?
în ziua de azi. Exact ce vă de unde ne luăm informația? Numai de la televizor? Numai din ziare? Foarte rar mai citim o carte. Și noi, care știm lucrul ăsta, da? Copiii noștri ce fac? Mai citesc? Foarte puțin. Ca să... Deci nu este vina cărții. Este vina... Stați că am intrat și într-o nouă, este vina într-o nouă perioadă. Că ne mulțumim mai cu informația diurnă și, da, nu mai vorbesc de telefoanele mobile. Și uităm cu totul că ne trebuie și un pic de cultură. Știți care e problema? Cea pe care o sesizez eu. Dacă la televizor, la ziar, sursele de care vorbeam și vorbeați dumneavoastră puțin tel mai devreme, mai sunt informațiile cât de cât diversificate, sunt trecute prin niște filtre, da? Nu sunt informațiile categorice, asta trebuie să fie clar pentru toată lumea. În schimb, informațiile pe internet pot fi foarte ușor neverificate. Și manipulabile. Sau proaste, sau proaste, manipulabile și așa mai departe. Așa că mare atenție, mare discernământ în momentul în care folosiți nu, dar ce aș dori internetul eu, ca și sursă de informații. Ce aș dori eu să transmitem... Eu mai transmit și niște avertismente de astea. Da, da, da. Eu aș vrea să transmitem telespectatorilor dumneavoastră că de la televizor și din presă nu poți să simți acel fior pe care ți-l transmite o lucrare literară. Pentru că în lucrarea literară, să zicem în ficțiune, orice autor dorește să transmită ceva. Și ca să poată să transmită ceva, o îmbracă frumos. Ăsta este avantajul ficțiunii. Pentru că în momentul în care transmiți ceva, o faci într-un anumit mod, care devine eu frumos. Eu pot să spun acum că, spre exemplu, cine va începe să citească oricare din aceste două cărți, deși eu recomand să le citească de la început până la sfârșit, ele pot fi citite și ca și cărți de sine stătătoare, dar oricine va începe să citească aceste cărți, nu le va lăsa din mână, nu pentru că, eu știu, sunt scrise într-un stil, sau, ci pentru că au o cursivitate a acțiunii care te face tot timpul să te gândești, dar ce se mai întâmplă la pagina următoare? Dar la pagina următoare ce se mai întâmplă? Și aștepți cu sufletul la gură să vezi ce se întâmplă și așa termin cartea și... Dar abia la sfârșitul volumului 3 va afla lumea exact ce s-a întâmplat cu absolut tot ce a fost legat în această carte. Mai e ceva, spre exemplu, stăteam, domnule Costache, zilele astea și tot pe baza acestei discuții, cât mai citim, cât nu mai citim, bineînțeles, na, la vremea respectivă, colecția Delfinul era pentru mine de căpătâi, iar una bucată carte unde se avântă vulturii, mi s-a părut extraordinară și dacă nu mă înșel și coraburat cu o mică recela pe care am avut-o, am terminat-o mai puțin de o săptămână. Normal, aveam teme, aveam de-astea. Da, da. Am avut și perioada în care la coadă la butelii terminam două cărți pe noapte, dar nu asta era problema. Țin minte că am citit respectiva carte până într-o săptămână. La puțin timp după sau la ceva timp după am văzut filmul Where the Eagle's There. Deci, acolo nu cred că a mai avut loc vreun scenarist. Pur și simplu au luat cartea și au translatat-o. Absolut, fiecare bucățică din carte a fost pusă în scenă cu actori suficient de interesanți. De așa manieră încât eu personal n-am găsit nicio diferență între carte și film. Adică, o variațiune pe temă... Asta este un caz fericit, pentru că, în general, cartea îți transmite mult, mai mult decât îți poate transmite un film. Iar cartea îți dă voie să-ți imaginezi tu. Știți, eu, mai ales când eram copil și eu citeam extraordinar de mult și colecția Delfinul și tot ce a însemnat carte despre mare, și o să vă spun o poveste foarte interesantă ce înseamnă întâmplare care ți înrăurește destinul. Vedeți, aceste cărți
îți transmit în momentul în care le citești, te lasă pe tine să-ți imaginezi cum ar fi scena, cum ar fi exact, unde, deci îți descrie un scriitor, îți descrie, spre exemplu, un oraș în 3 fraze. Dar imaginația ta lucrează și vezi orașul ăla, îl vezi când el îți sugerează, știți, era un oraș ca și cum ar, e fi vorba fost, o fotografie, ar fi așteptat de cuvinte? Exact, ar fi așteptat un oraș sub camuflaj, da? Deci el atâta spune autorul, deci îmi lăsa impresia unui oraș sub camuflaj. Ei, mintea ta deja vine lucrează și completează și vede luminile stinse și vede obloane trase și așa mai încolo. Ăsta este avantajul cititului față de uitatul la televizor, pentru că la televizor vezi, sau la un film vezi imaginea și atât. Imaginea aceea îți rămâne și o iei ca imagine, cum să spun, de bună, nu-ți mai lucrează. De facto. Exact, nu-ți mai lucrează inteligența și imaginația ta. Da, exemplu pe care l-a spus e cât se poate de ok, sau cât se poate corect, tot pe afirmația asta, o fotografie face cât 1000 de cuvinte și așa mai departe. Fiecare punctuleț de ăsta pus, referindu-mă sau două cuvinte, la pot filmul să facă cât un film întreg. Filmul a durat o oră și un pic. Da, nu? Da. Cartea pentru mine a durat o săptămână, dar a fost ceva savuros, țin minte, deci a fost una din cărțile care la vremea respectivă s-a potrivit pe tot ceea ce era. A fost ceva care îmi doream să nu se mai termine cartea. Da, apropo de aceste cărți și de lecturile acelor vremuri, aș vrea să vă spun așa, nu știu dacă a existat vreo carte despre mare de care eu am aflat și să nu o cumpăr. Deci m-am dat peste cap să cumpăr cărțile despre mare. Observam un lucru, că toate cărțile despre mare, traduse în limba română din alte limbi, erau traduse de un domn, Alfred Neagu. Normal, te uiți și la coperta 2-3. Vreau să vă spun că, apropo de întâmplări care îți înrăuresc destinul, cred că v-am povestit data trecută, dar iau puțin acum. Deci în momentul în care am intrat în redacția Albatros cu 3 novele la sub braț și v-am zis, am stat de vorbă cu domnița Ștefănescu, care habar n-aveam că este soția lui Ali Ștefănescu, care, absolut întâmplător, i-am chemat sus. Și atunci a intervenit un domn care stătea la un alt birou și a spus, domnița, nu te supăra, dar aceste scrieri nu o să le iei tu, o să le dau unui domn care este îndrăgostit de mare. Pentru că îmi place cum vorbește tânărul și zice, cred că merită să le vadă Alfred Neagu. Și le-a dat lui Alfred Neagu și Alfred Neagu m-a sunat după o săptămână și a spus, domnule, mi-au plăcut atât de tare încât, deși s-au terminat înscrierile în concurs, te înscriu și pe dumneata în concursul de debut. Și după încă 2 săptămâni m-a sunat și a spus, tinere, ești unul din fericiții câștigători ai concursului de debut. Deci ce înseamnă? Toată viața de până atunci mă uitasem, domnule, omul ăsta, uite cât traduce din... Și au ajuns scrierile mele pe mâna lui. Deci, da, asta sunt lucruri frumoase, sunt situații fericite în care viața ia o anumită turnură, în cazul de față una foarte frumoasă, mai ales dacă discutăm de lansarea de carte ce va avea loc astăzi, nu? Astăzi la ora 19 la librăria Cărturești din Julius Mall. Am înțeles. Noi trebuie să luăm 2 minute de publicitate după care... Da, suntem în partea a doua emisiunii, deja încep lucrurile să se aglomereze pentru că domnul Costache a venit și cu 1 milion de piese de recuzită, după cum vedeți, nu, poate marinarul e marinar și ia lucrurile cu el, nu-i problemă, cum a spus, decât să le fac eu și să le strici alții, mai bine le stric eu, ați desfăcut un vapor și l-ați adus aici, așa. Pe urmă, n-a apucat încă să spunem nimic din presa locală de astăzi. Pe urmă, așa, în pauza publicitară am hotărât foarte repede, hai să facem și un concurs, hai că dăm o carte, dăm două, dăm, nu 99, dar o să avem mai multe modalități de a rezolva. Cum? Stai că regia dă din cap. Nu, pui numărul de telefon acolo și vedem ce și cum.
Ori dăm un telefon, ori găsim o soluție. Nu e o problemă. Ar trebui să nu fie o problemă. Ia să vedem, avem și presa locală la dispoziție, Obiectiv Craiova și Monitorul sunt ziarele pe care le, pe care le avem la îndemână. În Obiectiv avem și în Monitorul, da, în Obiectiv mi-a sărit în atenție un titlu, exact genul care, vă dați seama, ar trebui să nu avem așa ceva în, în presă, da. Se întâmplă, se întâmplă. Fetiță de 12 ani exploatată sexual de niște dezaxați la Rădăuți. Procurorii de Icod Suceava l-au reținut aseară pe rădăuțeanul Marius Ureche, acuzat că a transformat o fetiță de 12 ani în obiect sexual. Începând din luna februarie și până la mijlocul lunii septembrie, individul a întreținut raporturi sexuale cu fetița și a obligat-o să practice prostituția. Ureche, împreună cu alți indivizi săltați de DICOT, o îmbătau pe copilă, o violau și apoi au filmat-o întreținând raporturi sexuale. Mai mult, Ureche a făcut un filmuleț cu fata pe care nevasta acestuia urma să-l vândă cu 200 de lire în Anglia. Bă, dar tu ce faci, mă? Poze? Ce faci? Da, da, l-am rugat eu. Ok. Fata de 12 ani a convins și o amică de 13 să vină la locuința lui Ureche și să se culce cu unul dintre suspecții aduși ieri la DICOT Suceava. Adică nebunie e nebunie până la cote maxime, din punctul ăsta de vedere. Monitorul spune așa, făcea sex cu o minoră și filma tot în timp ce discuta cu soția pe Skype. Deci mă credeți că nici măcar n-am cuvintele la mine să comentez așa ceva? Mă credeți sau nu? Deci nu. Eu vă cred. Deci aici... Pentru că e oribil. E oribil. Patologic. Da. Asta în condițiile în care, și am văzut alt titlu în Craiova de astăzi. Asta în condițiile în care directoarea Spitalului de Psihiatrie din Câmpul Lung a fost găsită de ani în incompatibilitate. Deci eu mai curând aș corela așa. Lăsați-o, domnule. Da, să-i strângă pe deștea. Adică, nu? Da. Incompatibil. Că... Nu l-a strâns pe ăsta. Bun, nu era probabil menirea domniei sale, dar... Pentru asta avem instituții ale statului. Pentru asta avem atâtea și atâtea lumi. Spital de psihiatrie. Entități ale statului care au libertatea de a asculta, de a vedea, de a înregistra, de a... Nu? Să ne scape de de-al de ăștia. Da. De când până când? Din februarie până în septembrie? Cam au trecut ceva luni. Adică, despre ce vorbim aici? Nu, asta e întrebarea mea. Adică dacă din februarie până în septembrie... Hai să numărăm așa. Nu punem februarie, nu? Nu îl punem. A fost și lună scurtă. De ce? Martie, aprilie, mai, iunie, iulie... August. Nu mai pune septembrie, că, nu? 7 luni! Da, din păcate, cred că ar trebui să ne întrebăm ce se întâmpla cu cei din jurul fetiței, pentru că fetița probabil că era amenințată, că era... Și nu, n-a vorbit, dar cei din jurul ei nu simțeau lucrul ăsta? Nu puteau să intervină și să ia măsuri, da? Sau să sesizeze organele statului, pentru că altfel într-o casă privată se poate întâmpla orice. Fără să știe autoritățile, dar cineva ar fi trebuit să sesizeze. De acord, dar eu repet, adică, bun, așteptăm mult mai multe amănunte pe această temă. Și de dumneavoastră mă întreb, deci din ce am înțeles de la începutul acestui articol, că fata a fost obligată să facă și prostituție. Cei care mergeau la asemenea stabiliment, sau cum să-i spunem, chiar nu realizau că acea fată este o minoră și că... De fapt, cum de să complăceau într-o situație de genul ăsta? Ok, individul nea urechi ăsta, să zicem că era un dezaxat. Dar înțeleg că ar acola și pe alții. Au beneficiari da. Și așa mai departe. Da. Nu, sunt foarte multe întrebări, dar vă mărturisesc. Deci chiar nu am ce comenta. În schimb, să apară știrea că din februarie și până în septembrie s-a întâmplat lucrul ăsta, E mult prea mult.
dați-mi voie să spunem, mult prea mult constat o lentoare, o lipsă totală de celeritate, că lor le place așa una, două, domne, rezolvăm celeritatea acestea, o lipsă totală de reacție din partea autorităților din România. Nu pot să cred, refuz să cred că se poate întâmpla, la ce informatori au, la ce și cum, că nu aveau, că le-a trebuit atâta ca să reacționeze. Nu, e mult prea mult. Adică asta înseamnă că trebuie schimbați așa, de sus până jos, vreo 500 din lanțul de conducere. Da, chestiunea cu celeritatea, știți, e o modă așa. E un cuvânt la modă. Da, da. Rezolvăm nu mai avem directori, avem manageri, nu mai avem, eu știu, secretari, avem public relations și așa mai încolo. Deci oamenii au început să creadă că, dacă folosesc altfel de cuvinte decât cele românești, sunt mai deștepți. Da. Eu cred că nu este așa. Bun. Am mai dat un titlu din Craiova de astăzi, îl repet, directora Spitalului de Psihiatrie Câmpul Lung găsită de ani în incompatibilitate. Asta e una. Tot din Craiova aflăm că primăria Suceava pregătește 7.000 de formulare de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor. Mă, nu știu cum să citesc cifra asta. 7.000 de ajutoare. În mod firesc este o cifră mare, este o cifră mică, nu pot să-mi dau seama, la o populație de cât suntem noi, adică am mai rămas vreo 80.000, nu? Sau mai puțin 70.000, cât suntem? 60.000. Hai, mai scădem așa câte 1.000, câte 2, din care 40% sunt pe centrale. Nu-mi dau seama dacă este o cifră mare sau o cifră mică. Știți, s-ar putea ca cei 7.000 de oameni chiar să aibă nevoie de acest ajutor. 7.000 de familii. Sau 7.000 de familii, dar părerea mea este că cel puțin de 24 de ani încoace noi vedem un lucru care, după părerea mea, este incalificabil. Ne întrebăm cu toții de ce societatea românească este în acest marasm. Pentru că absolut toate guvernele de până acum au încurajat nemunca. Ori nu poți să faci treabă într-o țară încurajând nemunca. Gândiți-vă la cum s-a pus problema cu ieșitul la pensie înainte de termen. Au fost oameni care au ieșit la pensie la 40 de ani. Cum s-a pus problema, spre exemplu, cu ajutoarele de șomaj în primă fază. După aceea, încet, încet s-a mai făcut oarecum ordine. Cum se pune problema, să zicem acum, cu acei venit bani pe care garantat, nu și cu acei bani pe care ar fi trebuit oamenii care i-au luat pe nedrept și ar fi trebuit să-i dea înapoi. Păi în momentul în care tu îi spui omului că nu-i mai cer banul înapoi și că l-ai iertat, omul ăla zice că așa e normal, domn. Și orice om care va primi, eu știu un lucru, eu dacă în bancă, în contul meu, dintr-o greșeală, primesc o sumă, da? Da. Indiferent de unde, deci poate de la un partener de-al meu de afaceri. Și dacă mă ating de acea sumă și nu o declar, sunt pasibil de pușcărie. Deci nu mi se pare normal să încurajăm nemunca la modul ăsta. Deci să spunem, domnule, nu mai faceți nimic că vă dăm noi. De unde dăm? Așa am ajuns să avem, spre exemplu, eu când aud ultimele cifre, mi se zbârlește părul așa. Am înțeles că sunt aproximativ 5 milioane de pensionari, că sunt activi doar 4 milioane de oameni la muncă, da? Deci oameni care muncesc. Din ăștia 4 milioane, 1.400.000 sunt angajați la stat. Deci angajați care fac să funcționeze aparatul de stat, deci care nu produc. Deci ce rămâne atunci? Rămân 2.600.000 de oameni care duc în spate restul. Păi cum? Ce fel de țară suntem noi? Nu se poate. Deci cifrele astea sunt pentru mine absolut alarmante. Nu ne putem dezvolta așa. Ne-am putea dezvolta în momentul în care populația care produce este mai mare decât celelalte cifre. Măcar egală. Atunci am putea avea progres. Deci ar trebui să înțelegem să nu mai încurajăm nemunca. Bun, asta este o chestiune care face parte și din discursul meu de mulți ani de zile, că trebuie să mai și muncim ca să mai urnim țărișoara asta. Iar vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră, de
că a fost la un moment dat și dezbătut și în această emisiune respectivul subiect, îl mai pun încă o dată pe tapet, cel vis-a-vis de ordonanța respectivă. Dacă sunt acele situații care ne-au fost scoase în față, adică, domne, s-a greșit pentru un pensionar, e greu să iei bani înapoi, ok, a fost o valoare de nu știu cât. E de gândit aici cum ar trebui, sau măcar să se revină la valoarea care a fost inițială, să înțeleagă că respectivii banii au fost virați necuvenit și așa mai departe. Bun. Dar eu aș vrea să ne înțelegem pe următorul lucru. Cei care au făcut greșelile în mod firesc trebuie să plătească cumva. Dacă nu cu banii, măcar cu funcția, măcar cu... Că nu se poate, adică doamne, a fost o greșeală. Deci asta era... Adică au dispărut niște bani din bugetul de stat, dar deci a venit amnistia și... Eu n-am vrut să intru în astfel de amănunte, n-am vrut să discutăm în mod normal despre această ordonanță, ci doar de principiu. Păi, da, nu principiu mă interesează ordonanța, pe mine mă interesează principiu. Asta era partea a doua a principiului pe care voiam să le anunț. Deci, domnule, nu poți să spui că cel care a greșit n-ai ce să-i faci pentru că altfel te-ar da judecată. Pentru că dacă spui așa, atunci îl încurajezi să greșească în continuare. Deci nimeni nu va mai avea grijă să nu greșească. Ori dacă stăm bine să ne gândim, în aparatul de stat, principala problemă a României este că funcționarul de stat nu răspunde pentru greșelile pe care le face. Și pot să vă dau, spre exemplu, un exemplu în ceea ce mă privește pe mine. Da? Deci am o firmă, e foarte mică firma, da? Dar s-a întâmplat să mă trezesc cu contul executat. Da? Deci mi s-au luat din cont 2000 de roni, 20 de milioane, da? Când am văzut că mi-au dispărut 2000 de roni din cont, am întrebat, domnule, stați puțin, ce se întâmplă? M-am zis la bancă, banca mi-a dat niște documente, mi-a spus, le-am primit de la ANAF București, uite, asta este, a fost executat. Am solicitat documentele din spate, am sunat la ANAF, am făcut gălăgie, domnule, cum să-mi execuți contul, în primul rând, fără să-mi dai preavizul ăla de 15 zile? Pentru că eu poate plăteam în alea 15 zile, nu-mi execuți contul, nu-mi blochez mie contul. Când am primit în spate, am văzut că era o chestiune, deci asta s-a întâmplat în 2012, da? Și era o chestiune din 2004. Deci o executare pe care o solicitaseră ei în 2004. Dar nu pe greșeala mea, ci pe greșeala unui funcționar de la asta de muncă, de sănătate, de la Casa de Sănătate. Le-am făcut dovada că au greșit, da? Deci funcționarul de acolo care a greșit și-a recunoscut greșeala, a spus, da, domnule, ok, dar eu va trebui acum să dau la ANAF și ANAF-ul să-mi dea înapoi că se anulează, că nu știu ce, și o să-ți primești banii sau o să-i compensezi cumva. Nu, banii niciodată nu-i primiți înapoi. Se compensează. Am fost foarte fericit. Indiferent cum, am fost foarte fericit că se va face dreptate. Vreau să vă spun că am văzut că n-am primit absolut nimic tip de un an și ceva. Și am sunat din nou la Casa de Sănătate. Da. Da? Și mi s-a spus, domnule, nu știm. N-ai până făcut contestație în 30 de zile? Nu. Până la urmă am ajuns la directorul general. Directorul general mi-a zis așa, sau președinte, nici nu știu cum se cheamă. Mi-a zis așa, vă redau cuvânt cu cuvânt, pentru că am fost oripilat de ce mi-au auzit urechii. Și a zis, ce vrei, domnule? S-a ocupat nea ăla de dumneata și a plecat la pensie. Ce vrei să-ți fac eu acum? Și am zis, domnule, și dacă a ieșit ăla la pensie, înseamnă că eu nu mai primesc banii? Și ce vrei, domnule, să-ți fac eu? Să-ți iau eu la mână tot dosarul din nou? Deci ăsta a fost discuția mea cu directorul. Și am zis, domnule director, dar cum vă permiteți să spuneți așa ceva? Și a spus, și ce vrei, domnule, să-ți fac? Du-te, domnule, și depune o hârtie la registratură și o să văd eu dacă pot să o repartizez la altul sau nu. Și vreau să vă spun că m-am dus și am depus la registratură. Acum, cred că vreo 7 luni. Absolut nimic n-am primit. Și eu sunt în continuare executat de 2 ani de zile cu 2000 de roni pe greșeala cuiva care habar n-are. Vreau să vă spun că am mai avut aceeași problemă cu primăria Constanța, da? Deci ăștia nu m-au executat. Da. Dar la un moment dat mi-au dat o hârtie cum că aveam o datorie de 5 lei către primărie, datorie care ar fi însemnat o chestie, nici nu vreau să intru în detalii, și pentru că n-am plătit acei 5 lei, pretindeau ei, la timp,
îmi tai bonificația, că știți că se dă o bonificație când îți plătești impozit. Da, da, da. Deci în total, cu bonificațiile tăiate, pentru acei 5 lei pe care ei pretindeau că nu i-am plătit, ar fi trebuit să plătesc 10 milioane și nu știu cât. Am luat din nou toate documentele din urmă și am constatat cu stupoare că și acei 5 lei erau plătiți. Dar care era problema? Deci termenul de plată era 30 a lunii respective. Eu am plătit pe 30 a lunii respective. Dar 30 fiind într-o vineri, banii au ajuns în contul lor luni. Dar legea spune foarte clar. Când banii pleacă din banca plătitorului. Deci plecau pe 30. Da. Cineva nu s-a uitat decât când au încasat banii și asta au venit mai târziu, fă-i executare, fă-i nu știu ce, pac, pac, pac. 5 lei penalități. 2 ani și jumătate m-am chinuit să rezolv această problemă. Deci toată lumea, juristul spune, aveți dreptate, este tot în regulă, e perfect, e nu știu ce. Dar nu s-a rezolvat. Eu primeam în continuare hârtii că trebuie să plătesc 10 milioane. Vreau să vă spun că m-a apucat disperarea, m-am dus la ghișeu, am pus mâinile pe ghișeu și am zis, domnule, eu nu plec de aici. Până nu rezolvați problema, nu plec de aici. Domnule, dar mai așteaptă oameni. Nu mă interesează. Nu plec de aici. Deci, pe telefoane, toți îmi spuneți că în 5 minute s-a rezolvat problema. De ce trebuie să rezolvăm problemele la modul ăsta? Numai cu dacă omul ajunge la disperare și dacă se duce și face scandal. De ce nu putem fiecare să avem conștiința noastră să ne punem în situația celui care este prejudiciat și să încercăm să facem tot ceea ce este corect și legal ca omul să nu mai fie în situația respectivă? De ce trebuie ca atunci când îți vine fiscul, spre exemplu, la o firmă sau nu, întotdeauna stai chiar dacă este dreptul tău? De ce? Lucrurile astea nu sunt normale, nu sunt în regulă. Pentru că dă cineva plan de amenzi, pentru că spune, aflu, spre exemplu, că din nou să practică aceeași chestiune care ani de zile ne-a chinuit, că garda financiară are ordin să nu plece de la nicio firmă fără cel puțin 20 de milioane amendă. De ce? Chiar dacă firma este în ordine? De ce să plece cu 20 de milioane amendă? Pentru că e nevoie de bani la buget. În primul rând este nevoie să creăm un climat în care oamenii să dorească să muncească, să dorească să facă treabă. Dacă le tot dăm în cap, s-ar putea să se plictisească și oamenii aia de acest dat în cap, să spună, bă, eu ce fac? Muncesc doar ca să vină unul și altul și să-mi ia bani. Așa s-au închis zeci, sute, mii de firme. Acele firme, puțin cât ar fi produs ele, dar ar fi produs și ar fi plătit ceva la bugetul de stat. Măcar că aveau un singur angajat, plăteau ceva la bugetul de stat. Deci nu ne dăm seama că prin astfel de lucruri, de fapt, noi ne gătuim singuri. Lucruri care nu sunt în regulă. Dar bă, pentru asta ar trebui să se trezească niște conștiințe, nu știu cum să... Deci să nu mai considere cei de la angajații de la stat, domnule, noi suntem aia care trebuie să-i rupem pe ceilalți. Nu. Cum, de altfel, eu iarăși văd foarte în regulă că e un discurs păgubos acela, domne, eu sunt în privat, eu te țin pe tine ăsta la stat. Nu, e o deplină simbioză. Sigur, e un lucru care funcționează ca un întreg. Adică, în momentul în care, bă, eu te plătesc pe tine, mi se pare o groaznică aberație. Nu, e totul un întreg, dar trebuie să învățăm să ne respectăm și să funcționăm în regulă. Nu se poate nici pe varianta asta în care, din inconștiența unora până la urmă, nu, ajungem fiecare... să avem un dezechilibru total. Deci categoric fiecare are datoria lui, fiecare are locul lui, dar trebuie ca fiecare să înțeleagă să-și facă treaba. Corect. Să-și facă treaba cu conștiinciozitate și cu temeinicie, în așa fel încât lucrurile să meargă bine. Conștiinciozitate, dar până la urmă, cam aici ajungem. Asta trebuie. Un pic mai multă responsabilitate în toate punctele de vedere. Iarăși publicitate. Nu am apucat să vorbim de concurs, îmi zicea ceva colegul, sau n-am înțeles exact ce. Nu sună telefonul acolo sau cum... Sună în caz de ceva? Ok, o să facem și concurs, dar acum în partea finală a emisiunii. Sper să mai citim și vă 2-3 titluri din presa locală. Publicitate, revenim. Ta. Da. Nu prea mai avem timp la dispoziție. Dar o să încercăm să le rezolvăm pe toate. Să spunem așa.
că mare a fost victoria Sucevei în meciul Gazmeta Mediaș. Deci Suceava la un moment dat a stat foarte bine la fotbal. Am avut noi Forest, am făcut minuni chiar în campionatul român. Au mai trecut ani, s-au mai schimbat unele lucruri. Anul ăsta, în schimb, echipa de fotbal a Sucevei a ajuns din nou să fie o echipă, cred că e cea mai bună echipă din ultimii 10 ani măcar din Suceava. Iar rezultatele n-au întârziat să apară. Adică de când a început campionatul nu ne-a fost administrată nicio înfrângere, iar de dată recentă am reușit să câștigăm în Cupa României pe teren propriu, că așa e regulamentul, cu echipă de primă ligă, Gazmetan Mediaș. Da, un meci în care vă spun sincer, Gazmetanul n-a mișcat. Da? Adică nu numai că am câștigat, dar nu am fost cu nimic superior, știți? Bașca putea fi meciul mult mai ușor pentru noi. A recunoscut inclusiv antrenorul echipei din Mediaș că am avut o lovitură la 11 metri. Ei, vestea bună vine că și e anunțată în obiectivul de astăzi. Rapidul ar trebui, echipa Suceva ar trebui să primească 15.000 de euro pentru parcursul de până acum în Cupa României, adică vreo 3.000 de euro pentru calificarea în 16-im, vreo 6.000 de euro pentru victoria Gazmetan, plus încă 5.000 și vreo 500 pentru accesul în optim. Deci ăștia ar fi primii bani care ar trebui să ajungă. Și care bani, vă spun sincer, așa cât apar ei, plus ce mai fi în etapa următoare, mai un bănuț din bilete, mai din... Și apropo de asta, au fost vreo 6.000 de oameni pe stadion, dar plătitori 1.800. Adică un alt lucru care ar trebui să-l înțelegem. Oameni buni, dacă e de plătit 10, hai să-i plătim pe aia. Pentru că practic se transpun tot în spectacolul care l-avem de primit. Tot în, dacă plătim 10 lei, atunci lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Dar trebuie să ne învățăm să plătim pentru, mai ales că nu e o sumă ieșită din comun. Da? Devenim coerent? Nu cred. Problema e următoarea. Că bănuții ăștia asigură liniștea financiară, pentru că nu suntem o echipă care să dispună de niște fonduri nemaipomenite. Da? Iar fiecare bănuț contează. Dacă aceștia vor fi gestionați bine, ne prelungim durata de viață. Și de ce nu? Și pe viitor putem să ajungem chiar și mai sus. Eu am spus lucrul ăsta și întrețin această părere. Asta cu fotbalul apucați? Ați apucat pe mare? Sau dați fiind faptul că erați plecat mai mult? N-ați reușit să bat așa de echipă? Nu, în general, ba da. Deci eu sunt stelist de la vârsta de 5-6 ani, de când am deschis ochii pe fotbal, așa. Vreau să vă spun că pe vremea aia exista un singur televizor în sat și când erau meciuri sau film gen Bonanța, la filme eu eram chemat pentru că citeam de la 6 ani, citeam și le citeam și oamenilor. Și celorlalți, da. Da, subtitrarea filmului. Iar la meciuri mă chemau pentru că le plăcea foarte tare cât eram de sufletist și cât suflet puneam când ataca, eu știu, Steaua. Și sunt constant, deci mi-am menținut această dragoste pentru Steaua, dar vreau să vă spun că în ultima vreme sunt extraordinar de ocupat și în general la meciurile de campionat nu mai am timp să mă uit, dar la meciurile internaționale încerc să mă uit la toate. Sau măcar să am ceva deschis, să aflu rezultatul, să aflu... Vă dați seama, acum noi aici la Suceava ne dorim foarte mult Steaua. Da. Ne dorim Steaua să-i prindem, să-i pârlim sau pe Dinamo, de ce nu? Dacă am reușit, ar fi foarte bine. Dacă nu, măcar ca și rețetă financiară, deci noi ne-am atins de mult obiectivul, ca să spun așa, ca și echipă, dar ca și rețetă financiară, e de bine. E de bine, adică putem să mai câștigăm niște bani, mă refer clubul, mă refer băieții și pe cale de consecință noi, cei care iubim fotbalul, pentru că vedem altceva aici pe aren sau referitor la băieții noștri. Un lucru mai vreau să-l mai dau din... două lucruri. Lungu demisionează oficial din PDL și se declară independent, primarul Sucevei. Domnia asta, din câte știu eu, imediat după alegeri, a spus, când a văzut că în Consiliul Local nu erau lucrurile extraordinar de stabile, partidul din care făcea parte PDL-ul picase, adică a avut cu doi consilieri mai puțin față de alianță,
în atare situație, cum a argumentat primarul Suceava, pentru a nu bloca proiecte, s-a declarat independent și a și funcționat din punctul ăsta de vedere, stârnind iritare încă la vremea respectivă din partea PDL-ului, dar acum odată cu ordonanța nu s-a înscris în alt partid, ci pur și simplu s-a declarat în continuare independent. Față de alți aleși care profită din plin de sezonul de transferuri, ați văzut în obiectiv, nu? Nu da, trece da. O zi fără ca un primar de, să părăsească ACL în favoarea PSD. Astea sunt lucrurile care se întâmplă la noi. Monitorul de Suceava, doar unul din cei 25 de producători tradiționali din județ a obținut reautorizare după noua legislație. În fine. Austriecii de la Schweighofer încearcă să scape de sechestrul pe terenuri instituit de procurorii DNA. Se țină cât mai mult. Polițiștii din câmpul moldovene se pregătesc de o nouă iarnă cu sobe, cu sobe vechi și lemne. Iar tot același primar al Sucevei, Ion Lungu, spune că repartitoarele nu sunt o soluție. Vine iarna și deja e o problemă în discuția asta cu căldura, cu repartitoarele astea. Eu sunt de acord că sunt extraordinar de bune, dar dacă ar fi folosite corect, dar e unul care fură cu repartitorul, altul care n-are repartitul. Adică e așa o... Că ajungem la următorul lucru. Într-o scară în care vine căldura și trece printr-un singur gigacalorimetru și plătesc toți, da? În scara aia e cald, e frumos, toată lumea se simte bine. În scara unde e cu repartitorul, da? Tremură toți de fric, dar plătesc mai mult. Tremură toți de fric și plătesc mai mult decât în partea aia. Adică, ați înțeles? De asta zic că e o mizerie ceea ce se întâmplă. Deși, în esență, sau probabil folosite corect, ar fi cu totul și cu totul altă discuțiune. Ce face repartitorul? Nimic altceva decât să regleze costurile din scara respectivă. Cum se pot întâmpla asemenea aberații? Habar n-am. Adică am ceva idei, dar nu vreau să le dau și altora cum ar putea să facă, din punct de vedere tehnic, lucrul ăsta. Haideți că ne încurcăm foarte rău cu toate astea. Eu vă invit, stimați respectatori, să puneți mâna dumneavoastră pe ziarele de astăzi și să vedeți. Mai sunt multe alte lucruri interesante, dar noi nu mai avem timp să le luăm răspăr în această dimineață. În primul și în primul rând, ce avem noi aici? Da, păi cu ce am venit eu astăzi? În primul rând am venit cu o timonă. Deci timona este... Dar e reală sau e... Nu, această timonă este făcută de mine. Și este făcută din două capace de lemn de la niște abajoare. Da? A fost o idee de-a mea, dar este exact ca timonă de la un vapor vechi. Probabil că și pentru aerul ăsta de vechi am făcut așa. Pe urmă am mai adus un compas magnetic de barcă. Este exact la fel ca și compasul, așezați un pic așa, ca și compasul magnetic, ca și compasul magnetic al vaporului, numai că este mai mic. Da? Deci acest compas magnetic, după cum se poate observa, are acest angrenaj în care stă, care permite mișcarea în toate dimensiunile, ceea ce înseamnă că el va fi la orizontală, indiferent de mișcarea navei. Compasul magnetic, știe toată lumea, indică direcția nord și funcție de direcția nord știi direcția în care mergi. Am mai adus aici o alidadă, deci alidadă, dar este bineînțeles o alidadă la fel veche, mie îmi place să fac colecții de obiecte marinărești vechi. Deci această alidadă folosește la măsurarea relevmentelor la reperele de la uscat. Ea se pune pe compasul magnetic și funcție de obiectul vizualizat, afli relevmentul și cum vă explicam mai înainte, cu două relevmente trase pe hartă, afli punctul navei. Deci am mai adus această bărcuță care este artizanală, dar pe care am adus-o de ce? Pentru că seamănă cu bărcuța cu care în volumul 2 personajul principal fuge din țară. Deci ca oamenii să realizeze că
așa, cu o chestie de asta foarte mică, omul a fugit din țară, am cu înțeles. O vreme, pe mare, pe furtună. Pe urmă am mai adus cascheta comandantului. De cum vă stă? Da? Deci, comandanții de nave, în momentele oficiale, se îmbracă la uniformă și au și o astfel de caschetă. Uniforma constă, dacă vreți, într-un sacou, să zicem, ca ăsta, dar care are tresele de comandant pe mână, pantalonul la fel ca și sacou și cămașă neapărat albă, câteodată și bleu. Iar costumul oficial sau costumul pentru dineu este cel alb? Sau, da, aia la Marina... În momentul în care îmi povesteați de petrecerea din... de la Anver, eu îmi imaginam acea sală plină, toți ofițeri îmbrăcați în alb. Nu, aia este la Marina Militară, noi la civilă ne îmbrăcam în general doar când veneau autoritățile, în rest nu umblam cu uniforma de comandant sau când aveam vreo chestie foarte importantă de rezolvat și voiam așa să, domnule, știi, și autoritatea gradului. Dar de ce faptul că... ei, sau se folosește uniforma albă în... Pentru că este uniformă de vară și uniformă de iarnă. Și noi avem, deci pentru vară, noi avem cămașă cu mânecă scurtă, cu trese, cu epoleții, cu trese de comandant. Da, deci cam astea sunt obiectele pe care le-am adus cu mine, așa ca oamenii să vadă și ce înseamnă obiectele de care ne mai slujim noi pe mare. Da, vin cu un pic, cu un farmec în plus pentru această. Da, deci repet, timonă, compas magnetic, alidadă. Bun, și a repetat domnul Constantin Costache cu un scop anume. Pentru că acum spunem așa, spunem start concurs, da? Afișăm numărul de telefon pe ecran. Mie ar trebui să mă afișez mult mai mare, că la ce distanță mi-a spus televizorul, eu nu bat până acolo. Asta pentru numărul de telefon, la care, dacă ne sunați repede, repejor, domnul Constantin Costache vă oferă o carte, respectiv cea pe care o are la îndemână, și anume volumul 2, Banii Securității. Spunea, domne, oferim cadou Banii Securității. Cartea Banii Securității. Că, da, Cătălinu, care e? 0330? Da. Și dictează cineva restul cifrelor de acolo. Ca să știu care e numărul la care să vă invit să sunați, pentru că avem această carte la dispoziție pentru dumneavoastră și de asemenea va mai fi un concurs, ca să spunem așa. Va trebui, dacă o să aveți plăcere să mergeți astăzi la Cărturești, la ora 19, nu? Da, la ora 19. Va fi lansarea de carte. Era programată lansarea volumului 1, nu? Da. Da, e 2 în 1, ca da, să spunem da, așa. Da. O poveste interesantă pe care o aveți în primele două volume și din ce ne-a spus în această dimineață domnul Costache, e o problemă, pentru că în momentul în care apare volumul 3, asta prin februarie anul viitor, va fi mult mai complicat, adică o să suferiți un pic. Citiți primul volum, al doilea volum și după aia aveți de așteptat până la al treilea. Da? Depinde cum s-au mai obișnuit și oamenii. Da, eu aș vrea să spun așa, că deocamdată volumul 1 are 490 de pagini, volumul 2 are 584 de pagini, iar volumul 3 este proiectat undeva tot la peste 500 de pagini, deci în total vor fi probabil vreo 1500-1600 de pagini de aventură extraordinară. Și aș vrea să, pentru că dumneavoastră ați anunțat concursul pentru acum la televiziune, eu aș vrea să anunț celălalt concurs, deci voi oferi atât volumul 1 cât și volumul 2 primului telespectator care va ajunge la Cărturești la lansare și la casa de marcat de la librărie, se va înscrie pe o listă acolo și va spune cuvântul timonă. Da, asta e parola. Deci va solicita celui de la casă să-l treacă pe lista pentru concurs și va spune acolo cuvântul timonă. Deci acesta este concursul la librăria Cărturești din Iulus Mall. Eu cedez psihic. Ia stai. Deci 0330
803? Da, 504. 803. Deci 0330 803. Păi, dar până la urmă aveam altul, mă. 803 504. 504? Ia. Să vedem ce... Că se mai întâmplă următorul fenomen. Nu... Sună? Da. Aha, da, uite că sună. Deci linia este funcțională, am mai pățit de N ori lucrul ăsta și până acum aveam... Eu de ce am alt număr aici pe televiziune? Aveam un 401, ceva în genul ăsta. Ok, deci numărul este disponibil, este funcțional. Dacă vreți să aveți cartea asta în biblioteca noastră, nu trebuie să faceți altceva decât să sunați. Dacă nu, asta înseamnă că rămâne mie, ca să spun așa. Bun. Deci ce aș vrea eu să mai exact, adaug, aici, dacă mai avem timp o să spun și o mică poveste a acestor volume, dar până atunci ar vrea să le spun celor interesați că pe mine mă pot găsi pe Facebook la adresa Costache Constantin. De asemenea, eu știu, cei interesați de toate cărțile mele se pot adresa oricărei librării Cărturești și să întrebe de ele. Chiar dacă nu sunt în librărie, le vor primi în maxim 2-3 zile. Iar pentru cartea Mayday, știu că mai sunt foarte puține exemplare, dar încă se pot adresa editurii Tritonic. Editurii Tritonic, da. Pe cei pentru, care știu să pentru, umble pe da, net, bineînțeles. Asta odată, dar e foarte în regulă, mai ales că noastră a lucrat Cărtureștiu. Știu și eu când am mai căutat unele cărți, evident. Mergi la librărie, iar aceștia, dacă nu au, dacă nu au, fac comandă și o aduc celui care, deci îl scriu pe listă, eu aduc și îl sună și spun, domnule, ți-am adus cartea. Și nu costă absolut nimic față de prețul cărții. Deci când ți-o aduce Cărtureștiu, nu plătești decât prețul cărții. Dacă o comanzi undeva prin internet, atunci plătești și transportul, probabil. Da, dar există bucuria să vină mult mai repede. Da, da. Mai depinde și ce-ți dorești. Dați lovitura cărțile astea, ce spuneți? Păi, eu aș vrea să vă spun așa, că să vă relatez două lucruri. Deci primul volum, în momentul în care l-a dactilografiat cineva, pentru că nu puteam eu să stau să-l dactilografiez, m-a sunat chiar domnul Alfred Neagu și mi-a spus că acea doamnă care l-a dactilografiat era recomandată de dumnealui. Și mi-a spus, domnule, ți-a terminat de dactilografiat volumul, înțelege-te cu doamna. Am sunat-o pe doamna și am spus, doamnă, să-mi spuneți cât mă costă. La care doamna a zis așa, domnul Costache, uitați cum stau lucrurile. Dom'le, dacă îmi spune și mie cine l-a omorât pe Drăgan, nu vă iau niciun ban, dom'le. Drăgan fiind comandantul de navă care moare în voiajul din primul volum. Iar la al doilea volum vreau să vă spun că l-a luat și l-a citit o cunoștință și mi-a spus așa, domnule, te rog să mă crezi că am foarte mari probleme cu dumneata. Și am spus, de ce? Păi, de când am cumpărat cartea dumitale, zice, ar fi trebuit să spui că nu este o carte pe care o să o cumpere într-un cuplu în care amândoi citesc. Păi cum adică nu? Păi zice, da, că ar fi trebuit să cumpăr două cărți, că altfel m-am certat tot timpul cu nevasta. Care din noi să pună mâna pe ea să citească, pentru că era așa de palpitantă acțiunea. Domnul Costache, încerc scuze că vă întrerup. În sfârșit a sunat telefonul. Nu? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Cu Manu Ioan. Manu Ioan, bine ați venit alături de noi. Spuneți-mi, vă rog frumos, vă interesează cartea asta? O vreți? Păi altfel nu sunăm. Păi am înțeles, nu, dar chiar mă bucur foarte mult că s-a întâmplat lucrul ăsta pe final de emisiune. Uite, am depășit ora 9. Dar ce e, cu un minut. Noastră? E, cum? Vorba noastră, cum? Spuneți-i și lui Cătălin, cu un minut, domne. Știți ce? Vă las pe mâna autorului, pe mâna domnului Constantin Costache. Spuneți-mi sincer, domnul Manu, din Suceava okay. Sunteți, nu? Da, sigur, de la Pezam ca locuiesc. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, v-a plăcut domnul Costache? Vă place? Vi se pare interesant ce ați spus dimineața asta? Mișina cu dânsul a fost perfect.
Vă mulțumesc din suflet. Domnul Costache, întrebați-l ceva ca să aveți posibilitatea să-i oferiți cartea. Da, domnul Manu. Ceva de timonă, nu? Da. Deci cum se cheamă obiectul care este în fața mesei? Timonă! Foarte bine, ați câștigat cartea. Este a dumneavoastră, o veți putea lua de la sediul televiziunii. Sau puteți înțelege acum, dacă veniți dumneavoastră la deschidere astăzi... Poate fi acolo cu dedicația cu parola, autorului. Parola. Da, dacă într-adevăr veniți la Cărturești, acolo vă pot înmâna eu. Spuneți, sunt domnul Manu care a sunat. Manu, mă duc aici, că e mai aproape. E mai aproape de televizor. Da. Bun. Vă mulțumesc, domnul Costache. Domnul Manu. Manu pentru telefonul dumneavoastră. Domnul Costache și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Un scurt cuvânt de închidere, pentru că, iarăși, nu m-am încadrat. Da. Aș vrea să spun doar atât. Am spus că voi spune o scurtă istorie a acestor cărți. Vreau să vă spun că este o carte pe care am început să o scriu în 1989. Practic, volumul 1 este gata din 1991. Dar eu în 1991 am hotărât să nu, de fapt în 1990, spre 92, am hotărât să nu mai public. Pentru că voiam să fac lucrurile extraordinar de bine și am zis că nu poți să faci și business, să și scrii și să publici și să le faci pe amândouă foarte îngrijit. Și atunci am întrerupt scrisul. Deci cartea, volumul 1, este în varianta din 1989-91, dar cu foarte mici modificări, pentru că eu plănuisem această carte în două volume, nu în trei, și o plănuisem, deci acțiunea, v-am zis, foarte puțin să schimbă față de ceea ce era inițial, dar volumul 2 urma să continue altfel. Numai că în acei ani, 91-92, am auzit absolut întâmplător două informații și le-am auzit la TV și le-am văzut în presă. Și aceste informații sunt următoarele: cum că este posibil ca banii din conturile securității sau banii lui Ceaușescu, pe care îi căuta toată lumea, să fi fost convertiți în titluri de valoare și să li se piardă urma, și cea de-a doua informație care m-a dus pe mine să clădesc toată această acțiune, cum că în ceea ce privește banii securității, deci nu toți banii lui Ceaușescu de care se vorbea, că atunci se vorbea de că ar fi conturi diferite, avea drept de semnătură un singur om. Deci pornind de aici, eu mi-am făcut în mintea mea o acțiune și nu știu ce, și am ajuns la această carte și am ajuns apoi să gândesc și volumul 3. Pot să vă spun că acțiunea acestei cărți este extraordinar de palpitantă și că cei care vor citi aceste cărți, eu sunt convins că vor simți nevoia să povestească și altora. Am făcut la început mențiunea că este o carte de ficțiune, de să nu se aștepte nimeni că este o carte în care găsește documente sau că găsește ce s-a întâmplat în momentul cutare sau în momentul cutare la securitate. Nu. Este o carte în care autorul își imaginează o acțiune, cum ar fi putut să despară banii securității, ce s-a întâmplat cu ei, unde sunt și ce se întâmplă după aceea când un personaj din carte reușește să devoaleze toată această acțiune. Eu cred că este o carte care nu numai că merită citită, dar despre care se va vorbi multă vreme după ce va apare și volumul 3. Așadar, Urme pe oglinda apei, Constantin Costache, primele două volume, Să mori făcând orice să scap din comunism, și volumul 2, Banii securității. Chiar au existat banii securității? Aveți posibilitatea să participați astăzi. Aș vrea să mai spun doar un singur lucru. De la Cărturești. Un lucru scurt. Eu am scris această carte înainte de a începe orice fel de, adică volumul 2, Banii securității, înainte de a începe orice fel de discuție despre banii vis-a-vis de Dunărea și de secretizare și de nu știu ce. La momentul la care am început să scriu această carte, aveam în minte să vorbesc de 5 miliarde de dolari, după aceea am redus suma undeva la un 3 miliarde și jumătate
Și surpriza mare a fost că atunci când s-a desecretizat Arhiva Dunărea, se vorbește de 3 miliarde 400 de milioane de, da? De dolari. Deci eu am, deci... eu cu imaginația s-a nimerit să potrivesc sumele, deși cartea este scrisă cu mult înainte de a apare orice informație pe piață. Stimați respectatori, atât pentru ediția de astăzi a matinalului nostru. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mai și aștept. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și aștept diseară la ora 19 la librăria Cărturești, unde putem detalia un pic mai mult din acțiunile cărții și așa să vorbim în general despre mare, despre marinari, despre lucruri pe care îi interesează pe dumneavoastră. Despre așa mai departe. Eu sunt Marius Cocoș și vă mulțumesc pentru atenție.